Bun găsit, sunt Cornelia. Împreună vom călători cu trenulețul cifrelor. Să numerotăm vagoanele. Să pornim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. Ne-am urcat în tren. Locurile noastre sunt numerotate de la 20 la 26. Să le găsim și să le încercuim. 20, într-adevăr, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Așa cum sunt numerotate vagoanele, așa sunt și numerele așezate pe axa numerelor. Mâna stângă sus, apoi mâna dreaptă sus. Bravo! Începem să scriem de la stânga spre dreapta, de la mic la mare. Numerele naturale de la 1 la 10 nu își mai găsesc locul pe axa numerelor. Să le ajutăm! Pe axă este scrisă cifra 0. Vom continua cu cifra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Numerele scrise pe locomotive s-au amestecat și au nevoie de ajutor pentru a fi ordonate. Numerele scrise pe primul rând de locomotive vor fi ordonate crescător, iar cele scrise pe al doilea rând descrescător. Doisprezece, paisprezece, 22, 25, 26. Pe al doilea rând vom ordona descrescător numerele scrise pe al doilea rând de locomotive. 20, 16, 12, 11, 10. Sper că v-a plăcut călătoria cu trenulețul cifrelor. Pe curând!